Salutare tuturor, sunt Rafael și bine v-am regăsit la un nou joacă 60 Seconds. Suntem live stream, dacă l-ați ratat, asta este, n-aveți clopoțelul activat, mereu văd în comentarii. Am ratat live-ul, n-am primit notificare. Ok, avem abonații jos aici care vă vor saluta pentru că este totul live și hai să ne jucăm și noi. Cam ce vreți băieți pe live să facem? Eu zic să încercăm niște challenge-uri de-astea nebune. Hai să începem cu un scavenge de la lejer rău de tot. Adică scavenge easy să ne încălzim, după care poate facem challenge-uri mai grele. Vreau The Forest 2. The Forest 2 a fost amânat pentru la anul, trebuia să fie luna asta, parcă, nu, luna viitoare? The Forest? Bun, ce trebuie să facem noi este să colectăm itemele de aici de sus. Alex, mersi de membru. Putem să începem cu 3 de sete de mâncare, apă, și dacă noi completăm challenge-ul primim skin-uri pe caractere. Ok, nu ne mai trebuie niște apică, dar hai să ducem așa, ne trebuie gaza de mască, harta văd că nu ne trebuie, dar ne trebuie radioul, pușca ne trebuie, dar are 3 sloturi pușca? Nu, perfect, medkit și radio, gen, ăsta e radio, medkit, și ne trebuie Timi și, hai mă că a fost lejer challenge-ul ăsta, mai trebuie Timi și... Nu se vede de capul meu, dar... Și Dolores. Medicine, pardon. Bă, nu știu, pare că Ted merge mai liniar, așa, nu știu, mai... ușor decât Dolores. Bun, bun, bun. Și acum o să avem un skin nou pe caractere. Păi, mai filmat de Escapist? Da. Da, asta de aviator o avem pe toate caracterele. Nice. Dar, există niște challenge-uri foarte grele. Din nou, repet, foarte grele challenge-urile. Sunt challenge-uri de survival. Oh my god, mi-a dat crash ăsta. YouTube-nsteinul, o secundă. Încarcă RAM-i și nu știu, e... Ok. Perfect. Ce ziceți? Băgăm una la survival. Am putea să... Care e cea mai ușoară de aici, vreau să-mi spuneți. ZXD, mersi de membru. O încercăm pe asta cu Timi singur? Mamă, dacă reușim, suntem regi. Asta e un fel de Home Alone, doar că ești cu Timi. Ești cu Timothy. Get rescued. Deci trebuie să fii salvat de către armată. Așa. Ține-l în viață pe Timi până când... Mamă, asta e, ce... asta e cred că e cel mai greu. Ăsta cred că e cel mai greu. Literalmente e cel mai greu, doar Timi, nu ai iteme. Rafa, fratele meu, te salut, mi-e dor de tine din 2015 sau perioada aia în care faceai GTA 5 story mode și mereu când mă uitam o nostalgie de mor sau alea cu mod show case. Asta cu nostalgie era fiecare YouTuber, cred, sau la marea majoritate. Deci sunteți nostalgici să fie lucruri cum erau înainte, dar nu mai sunt. Asta este. Scouts, Honor. Hai să vedem. Și gen în 5 ani o să fiți nostalgici pentru vremurile astea care sunt acum, deja. Nostalgia. Cel mai greu e cu 7 expediții de succes. Mă, asta mi se pare insane. Bă, nu era... A, stai mă așa că nu era ăsta challenge-ul. Uai, uai, uai. Credeam că e ăla cu Timi singur. Și platformer pe Google Play va pupa Mary Jane. Vă pupă Mary Jane? Mă doare impul la caveati supărat. Nu e bacusor. Bă, vorbește frumos, saca legendarii. Ok. Pe cărți, lanternă. 30 de zile trebuie să supraviețuim cu Timi. Credeți că reușim? Da sau nu în chat? Joacă Minecraft. Ok. Unde este weekendul horror? Ăsta e weekendul horror. E foarte horror că Timi e singur în bunker și n-are nimic. Ok. Hai să vedem câteva încercări aici. Trebuie să învățăm... trebuie să învățăm eventurile și cum să reacționăm la ele. Salut, Rafaele, ți-am trimis acum ceva vreme niște emoteu.3.pi pentru membrii pe mail. Da, parcă am văzut, Rusty, parcă am văzut. Da, 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 nu l-am mai pus. Îți mulțumesc. Da, deja sunt bandiții din ziua a doua, trebuie să-i împușcăm. Deci este un fel de Home Alone, unde e copilul la singura acasă și ea vin non-stop peste el.
ceva de genul și aici, doar că nu avem cu ce să ne apărăm și ne bazăm pe eventuri, mult de tot. Deci, bate cineva la ușă. Hai să deschidem ușa să vedem ce se întâmplă. Vânt de toamnă bate iar părunții auriui un har în ochi, îți citesc păcate, toate sunt adevărate, că-ți plac băieții, bă, fiermași și creții. Ne-a dat doi de mâncare, dar ne-am îmbolnăvit. Galoping Horse, ăsta era bun, dar n-avem harta. Vivi, mersi, mersi de donație, nu știu ce vreau să spui acolo. Nu știu ce vreau să ne spun autorul, dar e ok. Ne-am îmbolnăvit, deja suntem pe moarte. Ok. Hai să dăm de băut și dăm și de mâncare, că avem multă mâncare. Bandiții se vor întoarce. Hai să folosim radioul ca să-i speriem. Să pară că e o persoană și să fugă. Trebuie să învățăm eventurile pe de rost, că sunt aceleași mereu. Ți-aș fi dat 5.000 de euro, dar n-am card. Nu trebuie să dai niciun euro, tu doar dai like, care e gratis. Muniția lipsește, n-avem lanterna. Păi nici cu pisicile, e foarte greu la cu pisicile. Trebuie să transforme Mary Jane, cred, să-l facem pe ăla. Îi dăm din nou de mâncare. Problema e simplă dacă nu ne spălăm. Hai să ne spălăm cu... Dăm cu spray. Wow, și-a revenit Timmy! Regele gen. Te iubim mult, Rafaele. Bacușor mă iubește, ok. Unde erați când am dat bacul? There is a package with a pretty ribbon on top. Deci am primit un cadou de la mami. Hai să deschidem. Ia, ne-a dat mâncare, cred. Nu, lanternă. Ok, ok. Vreau să te iau de punga de chipsuri. Ok. Cred că trebuie să oprești donațiile. Nu, că nu o să continue non-stop donațiile. Se oprească la un moment dat. Așa. Uite, aici era morți dacă nu ne dădeau părinții lanterna. Putem să ne apărăm doar cu lanterna. Nu știu dacă ajută, dar hai să vedem. Bem și mâncăm. Încă suntem în viață, că scria Dien dacă era. 30 de zile trebuie să supraviețuim. Așa, someone knocking on the door. It seems to be a trader interested in ammunition. Bă, nu știu dacă e bun eventul ăsta. Hai să-l dau să vedem ce se întâmplă. Cred că ne fură aia și nu ne dă nimic. Da, ne-a țăpit. Era bun, ce cărzu. Ai, șobolano. E un pachet afară. Îl vedem, îl vedem. Să analizăm acolo ce e. Trebuie să cam primim tot ce vine, că nu avem iteme. Nu prea avem de ales. Ne-a dat muzicuța. Ok. Dă-i în spate pe live, Ionuț. Rafa, nu cred că mai mastii, dar am donat mai de mult, puța mea e tot de oțel. Nu. Nu te mai știu. Pentru cele interesați de GTA, dați-mi la începutul live-ului, că am discutat acolo. N-avem medkit. Cred că se îmbolnăvește ăsta sau obosește, de fapt. Da, e obo... E nebun! What, a nebunit când am dat medkit-ul? Come on, bro. Bro, chachos. Ok, și acum am pierdut că n-avem niciun item. Damn! Vedeți cât de greu e... E nebunia asta? What? Hai să ne încercăm o dată de două ori, dacă avem noroc. Dacă nu, trecem la alt challenge mai greu. Foarte greu challenge-ul. Pur și simplu am murit. N-ai itemul? Adios! Dar e mișto că îți dă skin pe niște iteme comune. Asta e tare. Deci îl mai facem o dată. Ăsta e, Home Alone. Dar nu-ți dă pe... Îți dă pe... Lanternă, pe... Nu știu ce să zic. Stai un pic să închid asta. Wow, avem și hartă și pușcă. Ah, păi... Mamă, vezi că suntem bine, mă. Deci e random în funcție de ce iteme primești. Eu acum m-am prins. Ah, ok. I see now. Ne atacă ăia, dăm cu pușca. Dăm cu pușcacea. Mamă, avem 10.000 de like-uri fixe, să vedem. Oh, 10.000. Mersi frumos de like-uri. Ziua a treia. Zice de o altă ușă, dar n-avem itemele.
Bun, bun, bun. Avem lacătul totuși. Nu știu ce facem cu el. 30 de zile, atât trebuie să supraviețuim. Easy 30 de zile. Ziua 5. Hai să folosim ăsta. Vrei să dai în cap la Jder? Intri pe la If la Rafael. Frumusete de baiat. Sunt baiat, dar m-am. Ok, ok, ok. Galloping Horse. Hai să-i dăm harta, că ăsta e bun, Galloping Horse-ul. E bun, e bun, e bun. Mersi de donație X-Lader. Care nu e X-Lader, dar e X-Lader. Ok. Ne-a dat gloanțe. Nu e de mare, mare ajutor, ok? Așa. O să... E un small suitcase on our doorstep. Cred că riscăm să deschidem, pentru că ne-ar prinde bine niște mâncare dacă ne dăm mâncare. E super random eventul ăsta. Nu ne-am obolnăvit, dar ne-am rănit. Oh my god, e mai grav. Și nu ne-a dat nimic. O cutie la ușă. Ai de viața mea. Poate rezistăm încă 20 de zile răniți așa, dar nu știu ce să zic. Și ne dăm o lanterna. Ok. Green people showing up at our doorstep. Ăștia cred că sunt țepari, ăștia sunt țepari. Hai să vedem. Ziua 10, bem și mâncăm. Bandiții îi dăm cu radioul. Ok. Ascultăm la radio. Ne mai trebuie eventuri să mai primim iteme, ne trebuie mâncare. Medkit-ul? Wow, am ascultat la radio. Un suflet bun ne-a trimis către niște iteme. Rege, legend, medkit, easy. Easy medkit. Și avem și mâncare. We saw a young woman dressed in a rag camel clothing. Nu cred că îi dăm, nu? Că parcă e țeacă. Bun, îi dăm încă din 7-7 zile. Da. Acum e bine, e bine. Deci, the package love mom. E un pachet de la mami. Hai să deschidem. Pare Slime Rancher 2. Da, îl jucăm. Regele ne-a dat mami. Bug spray de la... Spray ammunition is gone, we don't know. Așa, it must be, so we need to find it soon. Ammunition? Hai să vedem, nu știu dacă e un event bun ăsta, actually. Nu știu ce să zic. Cu ce echipă de fotbal ții? Sincer să fiu cu Tălica? Ziua 15. Trebuie să facem ceva până se întorc bandiții. Hai să folosim harta, nu-mi da the end, please. Cu PSG țin. Nu o prea mă uit la fotbal. Nu prea pot să văd fotbal online. Adică nu știu unde mă uit, frate, la fotbal. Că m-aș uita mai des. Bă, îmi place prea mult PSG cum joacă aia. Fai de capul meu. Gen, echipa aia trebuie să fie cea mai OP echipă. E și Messi, Neymar, Mbappé. Adică sunt prea buni aia, nu știu. Le dăm cărțile și ne dă niște mâncare. Noi putem să supraviețuim 30 de zile cu mâncarea asta. Deci nu ne avantajează mâncarea. Mai bine cărțile, că poate ne apărăm cumva de bandiți. Știi ce zic? Bandiții erau din filmul Home Alone? Da. E un challenge legat cu Home Alone, gen face referință. This man on the other door knocking, claiming that he will offer for a decent ammunition. Shall we trade? Hai să dăm muniția, să vedem dacă ne dă ceva bun sau e scam. Azi joacă Real cu Atletico, nu vrei să te uiți pe live. Nu știu unde mă uit online să văd meciurile, nu am idee unde. Le dăm mâncare. E bine. Radioul. Ok. Zisu. A văzut că au scăzut stats-urile lui Ronaldo în FIFA 23. A căzut o cărămidă. Ne dă mâncare sau strică radioul, deci. Clasic, s-a stricat radioul. Care erau șansele, gen? Ok. Freezing cold outside.
Trebuie să dăm asta cu apa, altfel sărim din ghețane și nu mai avem apă deloc acum. Deci nu mai avem apă. Ce ne facem? Ajutor. What? De ce am două sticle de apă? Wait. What? Aveam patru sticle? De ce încă mai am două? Să faci abonament la Digi Online pentru meciuri? Se deschide Chuck E. Cheese în octombrie? Nu te cred. Nu știu dacă au anunțat aia cu Chuck E. Cheese. Trebuie să lanseze în toamna asta, dar n-au mai anunțat nimic. Ne oferă Boy Scout-ul. Wow! Oare e bun Boy Scout-ul? Că n-am idee. Sau e mai bun ăsta la că tu voi ce ziceți? Challenge, nu luăm niciun item, doar membrii. Lacătul. Deci e mai bun lacătul. Ok, lacăt pentru bandiți. Ok. Mă, suntem aproape de ziua 30, ești nebun? A cam slăbit săracul Timi. E un pachet afară, îl luăm. Cu ce echipă ții din România? Nu știu, că nu mă uit la fotbal în România. Ok, ne-a dat checkers-ul. Mai rezistă o zi. Sunt gemeni ăștia, dar n-am ce să vă dau eu, mă, frații mei. Să le dau o de-asta de mâncare? Moartea reală, gen? Nu le dau nimic? Dă-le mâncare? Am fost băia bună, am ajutat gemenii, hai că trebuie să supraviețuim. Ne dau hart. Ne dau harta, ok. Not bad. Nu, astăzi bam. Bandiții? Aoleu, nu știu dacă e dien, nu știu dacă e bună servieta, e că trebuia gaza de mască. A mers. Au apărut lea cu punct 3 puncti. Puncta 6 pe iute. Punct 3 puncti. 4 zile, boys, 4 zile. Doctorii? Le dau apă la doctori, chiar dacă sunt țepari. Da, apărul licuri, am discutat despre el la începutul live-ului. Dă-i înapoi dacă vrei să vezi. O să fac și un video pentru mâine, oricum. Nu ne-au dat nimic, țeparii! Țeparii nu ne-au dat nimic! Bă, ăsta vrea un padlock pe medkit, dar nu știu dacă ne ajută medkitul ăla, că rămânem cu padlock-ul. Rămânem cu padlock-ul, să încuiem ușa, poate ne ajută. Nu, mai avem două zile! Nu. Ok, hai că e bine. Ultima zi! 29, regele, gen! Ia. Uia! The end! Wow! Bă, a venit toată lumea cu cadouri, numai că Timi a devenit retard, dar e ok. Wow, cu cadouri, bă, și pancake a venit. Ăștia nu venim și cu mâncare, cu nimic? Sau să iei din cadouri mâncarea? Bine, bă, chiar am avut noroc, nu ne-au mai atacat șobolanii deloc. Wow, uite și Sharikov, e pentru prima oară când văd și câinele și pisica în bunker. De obicei nu poți să iei, mi se pare. Nu se mai merg eventurile dacă ai unul din ei. Gen, nu mai continui eventul acela, dacă ai pisica cu aia, dacă ai câinele pe ăla. Wow, 30 de zile, Merry Christmas, a venit Crăciunul, bă. Vă vine să credeți că mai sunt 3 luni până la Crăciun? Avem zi. Skinuri noi. Pe cărți, lanternă,
Asta nu mai știu ce era. Eu sunt fiul lui Ronaldo. Tu ești fiul lui Rolando. Wow. Ia, stai să-i dăm la mișto survival. Sau trebuie să le colectez eu? Nu, cred că mi le dă direct colectate. Gaza de mască, ia. Fii atent. O, regele! Regele! Și mai era una, dar care e? A, gloanțele! Mamă, zici că ne jucăm cu skinuri. Zici că ne jucăm cu skinuri. Bun, bun, bun. Aia cu 99 de zile durează mult, dar e destul de easy dacă scap de grasă și de câine. Stai un pic să vedem ce challenge-uri mai avem. Deci, bifat, ia uite. Easy. Bun, bun, bun. Deci ăsta l-am făcut. Pe care să-l facem următorul? Fii atent, 50 de zile, nu pierde câinele și n-ai voie cu expediții. Dar ne dă un skin pentru câine. Nea. 99 de zile. Ne băgăm la 99 de zile? Ai tupeu? Aveți tupeu la 99 de zile? O să fii la Bucharest Gaming Week sâmbătă sau duminică? Nu știu. O să anunț atunci când o să fie. Deci n-am idee. Poate sâmbătă? Nu știu. Hai să vedem. 99 de zile challenge. Chiar acum. Țineți-vă bine că durează tata. Tarta. Soții, soții. Pot neamul. Oh my god. Deci tu zici să scap de Mary Jane. Deci tu zici să scap de Mary Jane și de câine. What? Mamă, vezi că suntem stacked. Când vrei să faci un fan meeting, o să fie la Bucharest Gaming Week. Murcami pula pe spinare. Zeul Bahoi. Spider Sim sub operating? Mamă, dacă se transformă Mary Jane, regele gen. Regina, dacă se transformă Mary Jane. Înseamnă că e blessed. Suntem binecuvântați de Doamne, Doamne înseamnă. Te iubesc, fratele meu, din alalta mama, avem amândoi betele strambe, te iubesc. Nu dăm nimic aici. Ruru, hobă. Gata, mersi, mersi. Bun, hai să vedem ce se întâmplă ziua 4, nimic interesant nu se întâmplă. Începe să-i trimitem în expediții. Rafa, dacă vrei să te uiți la meci, ti pot da eu un cont de Digi Online. Mesaj pe Insta Mario Baroiu. Căcăt după puiul. Deci tu ok, deci voi îmi spuneți mie că totul se învârte pe Digi. Asta îmi spuneți voi, Digi Online? Acolo e toată lumea la fotbal? Acolo îmi trebuie pe Sinner, că el e microbist. Azi bea toată lumea și o trimite și ne pe Mary Jane cu servieta. Ia du-te Mary Jane, vezi ce se întâmplă pe acolo, pe afară. A, dar trebuie să o trimitem cu gaza de mască. Da? Pe Digi Online. M-aș uita doar pentru PSG, atât. De câte ori joacă PSG pe săptămână, gen? Adică sunt toate meciurile la PSG? În seara asta joacă PSG la 21.45? Mamă, vreau să văd. Părere la Phasmophobia? E ok jocul. Ce părere de licurile de la GTA 6? Dă-i în spate pe live la început, că am discutat atunci. Ce fac eu cu câinele, e întrebarea. Mă rog. Hai să ne jucăm niște table. Să furi de fiecare dată când ai posibilitatea. Bă, da, că nu încercăm ending-ul cu... Ne trebuie doar să supraviețuim. Dacă avea un ochi în pula ta, ai uita la mine în gura. 3. Da, știi ce îți recomand? Du-te chiar acum.
la unul din părinții tăi și întreabă-i chestia asta și uite-te exact în ochii lor. Și îmi spui după aia. Ok, guvernul aruncă cu niște alea, dar e Mary Jane plecată cu gaza de mască, deci ok. Să sperăm că vine Mary Jane cu gaza de mască. The dog woke up așa during the night. He's pretty restless and probably wants to go out. Should we let him? Hai să lăsăm câinele să plece afară. Nu s-a întâmplat nimic. Ne-a găsit mâncare. Regele. Abia dacă putem să respirăm. Ia mă că a venit fata noastră. Wow, Ted, wow. Doi apă și o mâncare. Da, nu știu ce să zic. Hai din nou. Deci am contul pe Franța și ca să cumpăr membru cu paisafe îmi trebuie VPN și cu VPN costă dublu. Cum pot rezolva? Cum poți rezolva? Păi de ce trebuie VPN ca să cumperi membru? Că nu înțeleg. A, tu ești în România? Am contul pe Franța. Bă, în Franța e mișto că poți să cumperi cu paysafe. În România nu poți. Asta e unlucky. Hai să dăm next că acolo nu contează. Da, e mișto, e mișto în Franța că ai voie cu paysafe. Că la noi în România e forță paysafe-ul. Bun. Hai să vedem totuși. Ziua 11, toată lumea e bine. Îl trimitem pe Timmy cu gaza de mască. Ok. Suntem prea mulți 4 oameni în familie, gen n-avem cum să terminăm 99 de zile așa. Niciodată. Așa, there is a group approaching, așa, ne atacă bandiții. Bam, bam, tragem după ei. Poți spune sunetul cu bruh? Da. Care era, mă? Rafaele, te iubesc mult. Bruh. Reacția mea. Ok. Îți mulțumesc, Mario. Starvation, starvele, dau mâine de mâncare. Pancake, wait a minute, is he hungry? Îi dăm de mâncare lui Pancake, da mă, nu putem să supraviețuim așa. Deci avem dreptate, abonatul ăla, trebuie să aruncăm pe Mary Jane din muncă și câinele. Suntem prea mulți. Bă, dar ce aici? Reacția mea. Ok, Pancake has been barking, așa. Lasă-l afară pe Pancake. De ce stați aduce non-stop apă? Ați aduce și mâncare. Mă cheamă GG, sunt din Corabia, Sinel Food pe Burla cu punct respect Gianu. Nu știu ce a fost asta, ne-a adus apă. De ce asta starvation, aia nu înțeleg. Abia le-am dat de mâncare, gen. Nu le mai dau aia. Așa. Nu plantăm nimic. Mers pe SG pe Digisport 4. Ok. Ziua 17. Nu vrem nimic de aici. Hai mă să le dau de mâncare. Dar ce mai e, mă, că se termină prea repede ranul. N-avem nicio șansă așa. Ia că a venit Timmy. Uite, clutch, baby. Da mă, regele, gen 4 de mâncare și pușca. Bate palma, Timmy. În schimb, o dăm afară pe Mary Jane. No, mai. Oh, God, bro. O dăm afară pe Mary Jane. No, mai. Sincer, we're bored. Who is the best suited to give us a high quality organ? Conch? Mouth? What? Nu dau nimic, gen. Ce părere ai cu despre lacurile de la GTA 6? Despre lacurile din GTA 6? Bă, nu știu că n-am văzut harta. Așa. Dacă adoresti YouTube, fara aduri, pune vpnpr.moldova. La noi nu există aduri la videouri, lol. Lol, toată lumea lol în comentarii. Lol. Moare săracul timidă foame, sunt terminați ăștia. Ok. Hai să vedem pe cine mai putem trimite afară. Cred că pe Dolores. Lol. Ia mă, continuăm de pe Mary Jane afară, fii atent.
Fii atent că să ne din ghețană aici, nebun. Lumerigii nu-i mai dăm. O trimitem cu servieta în mână. Ia du-te, fata noastră, vezi ce găsești acolo așa la șto. Nu-i dau mâncare să moară? Nu, că suce în expediție acum. Le dau la ăștia mâncare, restul e ok. Pancake vrea și el mâncare, toată lumea vrea mâncare, bă băiatule. Ar fi mișto să-i dau mâncare și să-mi aducă 3 de la de mâncare. Ar fi chiar tare. Ne trezi câinele. Salut, Rafael, te susțin și sper să ajungi cât mai departe cu YouTube-ul. Ok, mersi. Dacă a potit, te rog din suflet să accepti cererea de prietenie pe Roblox. Mă cheamă Stel Series subliniere fete W. Mulțumesc. Cererea de prietenie pe Roblox. Din păcate nu te pot ajuta acolo, Strix. Dar eu îți mulțumesc de susținere că ești aici alături de noi la bine și la greu. Îi dăm la copil de mâncare și îl trimitem și afară. Ci că e ceva scris pe o hartă, niște semne, niște nu știu ce, hai să vedem ce e pe harta aia. Bă, că Timi și-a revenit și ce-a găsit? Medkit! Frumos, me. Te pupăcim, te pupăcim. Așa, a bătut cineva la ușă și nu era nimeni. Nu mă interesează dacă nu era nimeni. Rafa, poti spune, te rog, hai, Cornele, că avem treaba acasă, zisa, mai spui, Gilberta, te rog. Hai, Cornele, că avem treaba acasă. E bine? Bun, our hideout is approach așa, nu vreți să jucăm la pariuri cu cărți pe mâncare. Astăzi am băut cu tonții și suntem bine. Ăștia nu ar trebui să moară. Nu, mai rezistă o zi, frățiorii. Mai rezistă. Mama, e terminată, Mary Jane. Ce-a găsit? Niște apă. Mary Jane, it's time to go, brother. Ok, ăstora le dăm de mâncare. Și atât. Banging on our door. Cred că e țeapă asta, dar nu știu dacă e un event bun sau nu asta. De obicei zice când e armata să salveze sau așa, dar aici nu e armata, dar nu știu dacă e un ending bun. Dacă e un event bun. Nu o să deschid. Tot zic când aveam 14 ani, mersi. Red, mersi. Stai să vedem aici ce se întâmplă. Ăștia sunt hungry. E bine. Pancake este așa. Bă, dacă n-am băgat la mâncare în câinele ăsta. Te urmăresc de când aveam 14 ani, are the best. Petru Eftimie și el cu 10 lei, mersi. Starvation. Ia și tu de aici. Ăsta ne dă el un medkit așa, așa. Nu ne trebuie. Deși asta ar merge pe un... Da, nu știu ce să zic. Haideți și voi cu tap-tapurile. Religia trebuie să dispară de aici. Când o să dispară. Dehydration, starvation, ăștia mai merg o zi. Hai să-l trimitem pe pancake afară. Îți vei lua vreodată iPhone sau rămâi la Samsung? Bă... Momentan rămân la Samsung, adică sunt prea... Nu e nicio problemă, te pupsi, te respecti, salutare tuturor de pe Live 3. V-a salutat Strix, băieți, like pentru el. Da, nu plănuiesc să-mi iau iPhone, adică... Nu știu, Team Galaxy și susținerea pe care... Nu știu, o acordă oamenii de la Samsung din România este insane. Gen, niciodată Apple nu o să ofere atâta susținere cât oferă cei de la Samsung. Am avut o groază de pachete de la ei, nu neapărat cu produse, dar și așa pe lângă, adică sunt foarte primitori, foarte prietenoși din Team Galaxy. E mult prea tare relația asta pe care o au, știi, cu clienții, cu... E next level. Momentan aștept de la ei un ceas, am primit unul, dar e prea mare, pe 44 de mm, l-aștept pe ăla pe 40 de mm. Și aștept și Z Flip 4. Știți că s-a lansat, eu acum am un Z Flip 3 și aștept Z Flip 4 pentru upgrade-ul la baterie. Cel merge și ăsta e ok.
pe spate am ceva magnet. Merge și ăsta e ok, hai chiar să-mi scape, dar zi, ăla are baterie mai mare, e mai mișto. Bun, ziua 30. Da, bem cu toții și mâncăm. Mary Jane a dispărut, n-aveam cum să supraviețuim cu toții, asta e clar. Stoia nu-i dă mâncare. What can be done? Timmy even more, he's desperate for a solution. Nu știu ce e asta, că n-am putut să doarmă, îi dăm checkers-ul. Nu ți s-a făcut cută pe ecran? Ba, mi s-a făcut cută pe ecran. Zira Z Flip 3. Dar s-a înlocuit cu vreo 50 de lei, nu mai știu cât era și e ca nou, gen, n-are nicio treabă ecranul. Și nu era ecran, era protecția de ecran. Adică dacă o dădeam eu manual jos, nu mai avea nimic ecranul. Numai că nu mai avea protecția. Dar m-am dus la Samsung. Chiar au un centru de la de reparații mișto. Ia telefonul, l-au făcut. Am stat acolo, cred că jumătate de oră, bum, l-am luat înapoi, gata. Gata. O să schimb computerul. O să mai fac și upgrade-uri la PC, dar momentan nu. Așa. Toată lumea e ok. O să dăm X aici, că nu pleacă nimeni nicăieri. Nou trailer cu gameplay God of War. Nu l-am văzut, trebuia să ne uităm, dar am uitat să ne uităm. Phasmophobia în VR. E un pic... Fazică, jocurile horror în VR sunt puțin prea horror. Aia e problema, nu știu dacă aș juca. Gen, sunt puțin prea horror. Adică nu vreau chiar să fac infart. Deja te speri în jocurile normale, alea în VR sunt gen next level. Hai să ascultăm la radio. Voiam să zic că mai mega a ajutat cu admiterea că eram plin de stres și la ifurile cu 60 de secunde a intrat bomba la relaxare. Te pup. Bă, nu prea mai făcut live-uri cu 60 seconds, că am făcut unul. Poate te referi la alte live-uri în trecut? Dar îți mulțumesc, apreciez, mă bucur. Că te-am ajutat. Rafael, iubesc, am zis că decât să bag motorină am pasat mai bine îți donez ție, te pup, soc. A, da, David, dar cu prețurile astea, nu știu câtă motorină băgai tu la 2 euro. Băgai câțiva stropi acolo. Asta vrea niște apă, în rest noi suntem ok, îi dăm next. Da, nu știu câtă motorină intra de vreo 10 lei. Nu te sperii de pixel pe ecran? Bă, pixelii aia sunt cam reali, sincer, adică VR-ul nu știu dacă ați încercat, dar chiar e real. Și tocmai ce mi-am cumpărat Quest 2 ăsta și am văzut că se lansează Quest 3 care e și mai mic și mai și o să trebuie să-și cumpăr eventual. Oh my god. Dar vreau să mai băgăm câte ceva în VR, vedem ce jucăm. Ziua 34. Bă, le dau la tot să mănânce ca să fie egal, ca să nu mai stau să le dau diferit. Deși ar trebui să plece în expediție asta. Bă, hentai pe VR, da, m-am gândit să bag, dar nu pe YouTube, gen. Le-am văzut pe toate, plus episoadele vechi, haha. A, le-ai văzut pe toate, zici tu, ok. Ești OG pe canal, să înțeleg. Zisem acolo cu membru 32 de luni și zice să joc porno în VR. A, da, Sami, nu știu ce să zic despre asta. Dacă vrei, gen, că nu sunt live și ne vedem pe Discord, îți dau share screen. Da. Bun, deci nu le e foame. Trebuie să-l trimim pe asta în expediție. Habar n-am dacă mai vine întreg. Nu mai avem nici servieta. Deci, o să-l trimim cu mâna goală, sincer. Ok, hungry. Ar trebui să fie ok. Sperăm că se mai întoarce. Cred că nu trebuie să-i dau apă lui Timmy. Că de obicei bea el apă cât e în expediție. Sassy. LOL. Bă, era mama lângă? Păi, dar ce am zis greșit? Dă mâncare la câine? Păi la mănâncă singur câinele. Îi dai mâncare și apoi îți găsești el altul. Eu nu înțeleg ce scop are câinele ăsta. S-ar putea scopul lui e să fii să nu nebunești. Cred că te ajută la sanity. Bun. Ăștia așa. Lăsăm pe câine afară. Jos cu Sami din top, zice Insanity, 38 de luni. Mamă, s-a adunat gang-ul. Era și Silent mai devreme. Mai lipsește Nociv. Salut Insanity. Așa.
Bă, ce să mai zicem? Nu suntem fani ai ciupercilor, da, nu le mâncăm de pe pereți. Când vei posta Leon? Am filmat un videoclip, nu știu când, când îl pun, zilele astea probabil? Starvation. Deci acum pentru toți cei care ați intrat pe live, facem un challenge să supraviețuim 100 de zile, gen 99. Ai văzut Cyberpunk 2077 Gerunner? Te referi la anime? Nu l-am văzut, deși l-au lăudat mulți. Nu l-am văzut. Facem un challenge, dar nu challenge gen am dat eu pe survival și facem challenge, nu, facem challenge de către joc și trebuie să supraviețuim 99 de zile. What? Mă, ce? A explodat radio-ul și după ce a explodat radio-ul am găsit radio-ul. What? Se pare că radio-ul nu era atât de stricat pe cât am crezut? L-am reparat noi? Băi, ești nebun. E minus un radio plus un radio. Ok. Da, și trebuie, dacă supraviețuim 99 de zile, câștigăm automat. Și acum interacționăm tot cu radio. Na. Mai zici ceva. Folosește Adobe Premiere Pro. Da, da, da. Premiere Pro folosesc. Ai văzut anime-ul Avatar? Nu. Nu. Ce era, mă, sunetul ăsta? Baba Booey. Baba Booey. Corect. Ne trebuie mâncare. Sper să se întoarcă la mâncare, altfel e jale. Auzim sunete așa, e ceva cu zoo. Nu ne ducem, nu ne ducem. Mamă, nu suntem nici la 50 de zile. Timi, cu mâncare, mâncare. Nu, n-are mâncare. Ba, ți-am avut dreptate, câinele ăla nu e bun de nimic, frate. Nu prea ne ajută câinele, mai mult ne-a mâncat mâncarea. Oh God, bro, nu îi mai dau nimic la câinele ăsta. Adios. Câinele, șpa, șpa. Nu îi mai dau nimic. Nu îi mai dau pur și simplu la câine mâncare, nu știu ce-i fac. Mănâncă prea mult câinele ăsta. Starvation. Aia mai merge o zi, Starvation. Hai să cânte Timmy. Fan meeting în Târgu Jiu. Momentan nu plănuiesc. Toată lumea mănâncă. Dar ăsta e cam setică. Zic că latră câinele. Du-te dacă vrei. Nu găsește nimic decât apă. Of, ne trebuie mâncare nouă. A fost bună pizza aia cu ananas? Bă, da. Chiar a fost bună pizza aia de mâncat cu X-Leader cu ananas. Dar trebuia să fi mâncat noi când a ajuns. Că atunci când a ajuns pizza noi filmam 60 seconds pentru el. Dacă mâncam atunci când a ajuns era, cred că, mult mai bună. Era caldă. Ziua 45. Bun, hai să furăm de la cine e aproape de noi. Sper să găsim mâncare, ne-ar ajuta mult. Taoleu, n-am găsit nici mâncare. Nimic! Suntem primii oameni care furăm și ne întoarcem cu mâna goală. E o femeie afară, nu-i dăm nimic. Salut, Rafa. Reacționează la Overflow pe VR pe YouTube. Diseara băgăm un balon? Băgăm un balon? Dar de ce face slider atât clickbait la 60 SCNDS? Cum adică balon, gen? Cred că le dau de mâncare. Dripping sound. Așa, nu știu, pune Marius titlurile, n-am... Probabil că să dea lumea click. Adică de ce face? Habar n-am. Pancake așa, nu-i mai dăm de mâncare. Ai face un fan meeting în Suceava? Da, mâine fac. Mâine fan meeting în Suceava. Ne întâlnim la McDonald's. Așa, deci dehydration. Mai rezistă o zi.
Am văzut ceva ciudat, hai să dăm Boy Scout-ul. N-avem mâncare. Deci nu avem mâncare. Cum procedăm? Suntem ok momentan. Lasă-l pe pancake afară. Mâncare. Timmy prepares a show to be trained tonight. Fii atent, transmite Timmy un mesaj. Dă-i prin radio, nu știu ce e eventul ăsta. Nu am idee. Dacă ai câinele și nu-i dai mâncare, îți distruge lucruri? Păi și cum îl fac să dispară din bunker câinele? Cum îl sperii? Nu s-a întâmplat nimic. Ceva cu simboluri. Hai să mergem la simbolurile alea. Nimic? Oh my god. There's nothing more surprising than a door. Bate cineva la ușă, dar n-aș deschide. Dă-le apă. Nah, sunt ok. Half-Life Alyx. Ce părere despre Classroom of the Elite Bomber? Abia aștept episodul de mâine. O să fie insane episodul de mâine din Classroom. Wow, sunt hype maxim. It took several days and also așa, but the Lord is finally cracked the code. Niște adrese, nu știu ce se întâmplă acolo. Dehydration. Mâine bem. Ce facem, bă, că n-avem mâncare? Șobolanilor. E moarte reală. A adus mâncare. Zi-mă că a plecat câinele de tot. The dog did not appreciate our debate. A plecat câinele. Regele. Bun, bun, bun. Dolores. Un pic setică. Nu știu ce se întâmplă jos acolo. Hai să investigăm. Facem tot noi. Investigăm. Ne uităm. Ne... Orice facem. Doar să meargă. Trebuie să trimitem pe cineva afară. ASAP. Hai să ne și spălăm. Suntem bine. Bun, și îl trimitem pe Timmy. Mamă, mamă, mamă. Suntem mult mai bine acum. Aș arunca-o și pe Dolores la gunoi. Ca să putem să supraviețuim regește. Timmy se duce cu mâna goală. Nu ne mai interesează Timmy. Ăștia sunt ok. Bun. Hai să vedem. List of things, nu ne interesează. Starvation, dehydration. Îi dăm ei de mâncare. Dăm next. 60, mai avem 40 de zile. O saluta pe Miruna. Salut, salut. Ce de pe Timi și pe Dolores? Să rămână doar Ted? Nu știu ce zic. Ok, astăzi bem apă. Ce jocuri te mai joci în timpul liber? Un singur joc mă joc în timpul liber și ăla e Leon. În rest, nimic. Mă joc ce vedeți pe canal. Starvation. Să-l rezolvăm pe Ted. Extra supplies. Damaged tank. Nu ne interesează. Poate bagi un mic update la Id Leon zâmbetesti W4? Ai al 10-lea caracter? Caracter. Da, am ajuns în World 4, am făcut un video, trebuie să apară zilele astea. În video ăla am creat un caracter, de atunci până acum mai am încă un caracter cum ar veni de făcut. Bun, toată lumea e ok. Nu putem să dormim, nu ne interesează. Chiar au apărut leacurei de la Acta 6 sau W vrăjeala? Nu e vrăjeala, caută pe YouTube să vezi licurile. GTA 6 și găsești acolo, dar am discutat și la începutul live-ului. Sunt reale și chiar e GTA 6. Dar o să fac un videoclip în care discutăm mâine, ok? Mâine seară o să vină un videoclip, doar că nu pot să arăt licurile pentru că mi-au strike. Ok. Ziua 62, totul e ok. A nebunit Ted, nu înțeleg de la medkit-ul ăla, dar ar trebui să fie în regulă.
Când apare update-ul ăla la Geometry Dash? 2. Nu știu cât era. Something staring, se holbează ceva la noi, hai să-l împușcăm, clasic. Așa. Ucide pe Timmy și pe Dolores. Bă, nu cred că e idee bună, că a nebunit Ted și nu știu dacă își mai revine șobola, nu? Dar dacă vine Timmy... Nu! A murit Timmy! Wow! Timmy a murit! Și au venit și bandiții peste noi, șobolozauri. Hopa! Nu e bună. Nu e bună deloc, gen. Deloc, gen. Ziua 65. Dolores and Ted could really use a quiet moment. How about a picnic nearby park? Ok. Așa. Ăștia se duc în parc la picnic, eu nu înțeleg care e faza. Cât de rău poate să fie parcul ăla? Și-au revenit, bă! Wow, și-au revenit cu totul! Și acum trimitem pe Dolores în expediție și moare. Opening the name of freedom, deschidem, deschidem. Perfect, ăsta e starvation. Bun, bun, bun. Ziceți când apare update-ul la Geometry Dash. Ce ne dăm, mă, fratele? 2 sticle de apă. Ne-a cocoșat cu apa aia, bă, ne-a spart. Mă, iau razna la câtă apă avem. Dă-ne, bă, mâncare. Cum e ăstuia foame când ne-am dat ieri să mănânce? Oh my god, ia bă și umple stomacul ăla. Sofia, cred că exagerezi, o să fiu sincer cu tine. Cred că treci puțin limita bunului simț. Gă, așa, physical mutation, trebuie să-i dăm ăstuia apă, și unul cu multe brațe. Ăsta chiar e bun, că dacă îi dăm apă, el o să ne ajute când ne atacă bandiții. Deci e ok. Fatigue, thirsty, hungry. Îl lăsăm așa, sperăm că se întoarce Dolores. Urnările. Ok, mâine de băut. A căzut harta. Hai să vedem care e faza cu ea. Masca. Gaza de mască. Ok. Is telling that the army has dropped a stash of supplies. Hai să ascultăm pe ăsta și să mergem. Ne zice că armata a lăsat niște provizii. Dacă e real și de facem de mâncare, big W for us, boys. Ia să vedem. Ne asigurăm că e bine. Regele! Wow, a fost pe bune! Damn! Bravo, tat! Vezi că suntem bine rău de tot, cred că putem să supraviețuim 99. Bă, dacă se mai întoarce și Dolores cu provizii, avem win-ul în sacoșă, cum s-ar zice în engleză. Iar? What? Din nou? De două ori la rând? Au venit ăștia. Ăștia vor fi singura noastră problemă. În rest, suntem ok. Dăm cu pușca. Dacă moare și Dolores... De ce nu le trimis cu harta? Ar fi mers și cu harta. Ia uite-l pe X-Slader. Ce zice mama Marius băiatul ăla? The bandit kept nearby is causing another trouble. Nu, așa, am de just... Nu, nu ne mai ducem după nimeni. 73. Așa. A murit Dolores? Bă, băiatule, nici n-am văzut. No shot că a murit Dolores. No. Oh my god. Și că buy a rock. Hai să vedem. Ce zice asta? Spamează aere cu întrebări? Lasă-i în pace, Marius, că să spamează numai întrebări pe live. Ziua 75. Ok. What is behind it? Hai să vedem ce e în spatele la ce a căzut de pe perete, dar nu e harte, altceva. Dehydration. Mamă, nu știu dacă singur pot să supraviețuiesc. Mamă, un pic questionable. Depinde cât de des ne atacă șobolanii aia, că așa aș putea supraviețuiesc. O să nebunească Ted mai încolo oricum.
Starvation. N-a găsit nimic. Am discutat de leak-uri, Gabi, la începutul live-ului. De la început. Se strică pușca dacă nu ai gloanțe? Really, nu știam asta. Deci eu dacă aveam gloanțe, nu se strica pușca? Bă, eu cred că tot se strica. Salut, amă, te rog. Salut, salut, Sebastian. Așa. Nea, nu vreau să jucăm cărți pe mâncare la pariuri. Suntem ok. Dai și ne un like. Baba boy. Pentru X-Slader sunetul ăsta. We have someone at the door. We open encounter a strange looking man in a blue jumpsuit. Bă, nu știu ce face asta cu... E un om într-un costum albastru. Hai să-i dăm. Cred că e țeapă, dar îi dau să vedem ce se întâmplă. Că am foarte multă apă. Nimic. Ai jocuri pe telefon? Nu am jocuri pe telefon, din păcate. Am doar Among Us, dacă vrei să te joci. Dehydration. Mamă, ne atacă șobolanii ăștia, mă, ne atacă criminalii aia, bandiții aia. Și nu știu dacă mai rezist 20 de zile. 29 de zile trebuie să mai rezist, cred că glumești. Și să-l trimit pe Ted în expediție, credeți că moare? Vreau să vă gândiți ca lumea, să ziceți dacă îl trimit pe Ted în expediție sau nu. Ultimele două expediții au fost fail, și Dolores și Tini au murit. Credeți că Ted... Că dăm skip la câteva zile dacă se duce Ted în expediție. 19 zile? Da, ai dreptate, 19 zile. L-aș trimite în expediție. Trimite pe Ted, nu-l trimite? Nu încă? Damn. E a treia oară cu noroc? Bă, că mulți ziceți nu, bă. Nu vreau că moare? Wow. Ne-au atacat șobolanii, cică. Wow. Ne-au furat și mâncare, dar avem oricum. Supplies are running low. Hai să mergem să furăm. Trimite cu gaza de mască. A nebunit Ted. Oh my god. 4 de mâncare. Îl umflăm pe ăsta cu mâncare acum și cu apă. Dressed in green pyjama knocking in our hatch. Nah. Fii atent cum facem. Îl trimitem pe Ted, dar nu-l trimitem. Doar la mișto ca să n-apară gemenii gen. Gemenii bandiții. Este, au venit? N-au venit. Bă, nu mai pot să-l trimit pe Ted afară, că e nebun. Deci nu mai pot să-l trimit pe Ted afară. Bă, câtă mâncare am! Ce-ai, mă? Ăsta se ospătează în fiecare zi dacă vrea, până terminăm run-ul. Îl cocoșăm de mâncare, fii atent. Îl cocoșăm. Literalmente în fiecare zi până câștigăm challenge-ul mănâncă. Iar vin bandiții. Bă. Ce moftic. Măcar dacă bandiții ne-ar jefui tot bunkerul, dar să ne lase în viață. Eu aș fi fericit. Galloping horse, îi dăm harta. Dă-mi o pușcă, dă-mi o pușcă. Galloping horse, dă-mi o pușcă. Mi-a dat toporul, regele. Galloping horse e regele, țineți minte de la mine. E unul cu multe brațe. Fratele meu, ia apă. Ia, bea câtă vrei, că avem litri. Îl ospătăm pe Ted, îl umflăm, îi facem burta aia de 3 ori. Fii atent. Nimic n-are, nu e foame, nu e nimic. Ce jocuri preveniți să joci în VR? Nu știu, vedeți voi când apar. Numărătoarea inversă. 8 zile, numărătoarea inversă în chat. Țineți minte. Dancing Cockroach. A apărut Gunplay Lacta 6 ziare fizici de redere. Nu e gameplay, sunt doar niște leak-uri.
leak-uri cu o variantă veche a GTA-ului, nu o să arate așa GTA 6 cum ai văzut acolo, sunt leak-uri de acum mai mulți ani. Deci da. A group of doctors, nu ne interesează. Dar îl trimitem în expediție pe Ted, doar la mișto, ca să stupăm eventul cum ar veni. E mâncat, e băut, Ted. 7, 6, 99 de zile și 6. Hai, toată lumea, numărătoarea inversă de la Revelion. 5. Nu-l trimite că n-ai padlock? Da, da, da. Bă, iar! 4. Doar să nu fugă din bunker. Atât îi zic. Bă, poți să faci ce vrei, nu fugi din bunker. 3. 3, 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 3. Oh my god. 2. Numărătoarea inversă, chat. 1. Nu bandiții, nu bandiții. Banderas. 1. Da, nu merge să furăm. X. Nu. Nojo! The end! Armata a venit! Wow! Bă, ne-a zis armata. La ziua 99 venim, frate. Și au venit cu succes. Ziua 99. Easy, easy. Reacția mea? Oh my god! Oh my god! A fost cu succes. 99 de zile cu succes. Ok? Din păcate, câinele a murit. Mama, adică Dolores a murit, fiul Timi a murit, Mary Jane fiica a murit, doar Ted a câștigat. Da, s-a dus pe copcă familia, dar a rămas Ted. Innocence preserved. Easy. Stai să-mi pun și ochelarii. Îmi faceți repede o poză, nu? Sau amintire. Ok, și acum avem skin-uri noi. Avem skin-uri noi. Ia uite, radio, muzicuță și ăsta are piese pe el, ăla e skin-ul. Nice, 99 de zile. Ai văzut link-urile despre cea 6? Da, am discutat despre ele la începutul live-ului de la începutul live-ului. Ok, Survival. Hai să vedem noile skin-uri. A new update on this story. The hacker has confirmed the source code for GTA 6 is no longer up for sale, but still wants to sell GTA 5. Ah, avea și codul sursă de la GTA 6 ăla. Ok. Radioul. Easy. Ăsta. Easy. Ah, joacă șah în loc de table. Și ăsta. Bă, cum arată jocul, boys? Ia vedeți skin-urile astea nebune. Lanterna diferită, radio diferit, 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 diferit și la ce mai era? La gază de mască era sau la ce era? Parcă? Tare, frumos, frumos, frumos. Bă, mie mi-a plăcut. Chiar am sărit din ghețane. Și putem să mai facem și un scavenge repede dacă vrem. Cât ai rezistat cel mai mult? N-am făcut sincer cel să rezist cât mai mult. Dar tot așa, undeva la 100 de zile, 105 zile. Bun. Vreau să fac scavenge ca să le facem pe toate. Hai să le dăm de Valentine's Day, că vine ziua îndrăgostiților. Vine ziua îndrăgostiților și eu sunt tare îndrăgostit. Gen. Ok. Știați că în Japonia, în ziua îndrăgostiților, fetele dau cadouri la băieți? Știați asta? Nu știați? Dolores. Dolores este aici.
Bă, pare ușor challenge-ul ăsta, dar nu prea e aia chestia. Lacătul, checkers, cărțile. Văd lanterna. Nu știu unde e lacătul, da. O de asta de mâncare, checkers, unde e radio-ul? Cred că se dă în restart la asta. Checkers-ul l-am aici. Dar nu știu radio-ul. Bă, ce? Nu, hai să dăm restart. S-a aruncat ciudat. Da, deci în Japonia e... Nu știu dacă e exact de ziua îndrăgostiților sau dacă e altceva. Dar mi se pare că de ziua îndrăgostiților. Fetele se duc la băieți. Mă, unde e? Fac urât de tot. Rafa, unde pot vedea leacurile adevărate? Pe YouTube. Bă, challenge-ul ăsta e mai greu decât credeam. Pe YouTube sau dacă nu pe Twitter, vezi că e un hashtag GTA 6 și ai acolo gârlă. Sau dacă nu și vrei 100%, caută pe Reddit r/GTA6. Acolo se strâng toate. Apa pot să găsesc, cărțile unde sunt și lanterna unde e. Mă, ce? Cărțile le-am găsit, lanterna unde e. Bă, fratele meu, bă, unde e lanterna aia? Ori sunt eu chior? Nu, no, sunt chior. Efectiv, sunt chior. Nu știu unde era lanterna. Tot ce atunci se duce de acum în Japonia și îți zici de licuri, o să fac un video mâine și discutăm. E interesantă situația, dar ca idee nu e de bine. Nu ne ajută cu nimic, sincer. Cărțile odată. Dar stai-mă un pic, ca să înțelegeți exact. Ce nu se pune așa? Ca să înțelegeți ce și cum. Dar decât să verific fiecare cameră. Deci aici e Dolores. Bum, check. Aici sunt cheile. Radio-ul. Și atât. Next. O sticlă de apă putem lua ușor. Văd checkers-ul. Lanterna. Bă. Bă, vede cineva lanterna sau nu văd? A, uite-o, gata. Gata, mă, easy. Ok. Easy. Ce părere despre inflația din Turcia? Băi, nasoală inflația, că o să fie și cam la noi inflație, nu mai e gluma cu Turcia. E și în România și nu știu ce ne așteaptă la iarna, aia e problema. Nu știu ce ne așteaptă la iarna, cu gaze, cu călduri, cu... Nu știu. În Elveția, ci că dacă ai mai mult de 19 grade în casă, te arestează. Sau îți dă amendă, gen... Pentru că nu e cu... N-au gaz sau nu știu cum e. Economie la curent, nu știu care e faza. Deci sunt curios cum o să fie la iarnă, că nu o să fie o iarnă chiar așa ușoară. Cred. Dacă ești la țară și ai sobă, na, nu se pune. Dar pentru cei care suntem la oraș, zic. Dar, na. O să vedem, moarte reală. Bă, da, și nu știu, era cineva din UK prin București, de-a un interviu și a zis că în UK e lejer la ei dacă ai 19 grade în casă. Mie nu prea îmi place cu 19 grade în casă, nu știu de voi, adică 24 în casă, 22 ceva pe acolo. Dar 19 grade e mai răcoare, adică stai cu blugii pe tine, o să stau fie... Ce vreau să mă vezi la facecam cu geaca? Geaca? Poac, geaca de piele pe mine. Fes un cap. Și facem YouTube și ne apun pe frig să taie gazele. Măcar curent să am. Dacă nu-mi iau un generator de la pe lemne, bag, mă duc, efectiv îmi încep ziua, mă duc, tai lemne la țară, sparg lemnele, bag lemne în generator, pornim generatorul, facem curent la calculator, filmez videoclipuri, stau cu geaca pe mine, cu fesul în cap, stranut pe acolo, frig, ninge în casă, așa, și aruncăm video pe YouTube. Gen, ne trecem pe survival, după care aplaudez videoclipurile pe YouTube și gen, mergem în pădure să vânăm. Să prindem animale, să... Știi ce zic? Și așa s-a amânat The Forest. Facem The Forest, viața reală, real life, facem și vlog. Iau camera, mergem în pădure, prindem... Ce prindem de mâncat? Prindem găini în pădure, porumbei, orice. Bear Grylls season. Înțelegi?
Și după aia, zi următoare, din nou, spargem lemne în generator, facem YouTube, geaca ninge pe noi, înțelegi? Da, Glibin, sper că nu se ajunge acolo, dar da, dacă se ajunge acolo, gen survival mode. Survival mode și eventual mă bag direct în bunker ca în 60 seconds, cu generator, cu toate alea, și mai ieșim în aprilie când vine căldura. Ok. Bă, sper să nu fie o iarnă grea, că mai ar fi tot o chestie. Până acum la noi iarna a început să fie din ce în ce mai ușoară, adică iarna trecută nici nu cred că a nins măcar. Foarte puțin, dacă nici nu cred că a nins măcar. Deci da. Ok. Se zică cineva că se scumpește gazul și curentul. Nu tot. Bă, da, nu știu ce să zic. Știu că, zic, curentul s-a scumpit super mult. Dacă treci de un plafon de 255 de kW sau nu știu cum era, e foarte scump curentul și oricum gazul să se scumpească. Deci, da, iarna asta o să fie mai grea, după aia iernile viitoare vor fi mai legere. Dar deja intrăm în subiecte politice. Însă, da... Gol Messi, bun, 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 bun. Îl prins pe X-Leader în pădure la vânat? Da. Sau, dacă vrem să facem o mișcare gen 1 miliard IQ, gen mișcarea 1 miliard IQ ar fi, calculatoarele le aruncăm într-o dubă ceva și ne ducem în altă țară. Ne ducem, nu știu, ne ducem în Spania, că așa e cald în Spania și am văzut că în Spania au cumpărat curent foarte ieftin. Gen România a cumpărat cu 600 și ceva, nu mai știu, kilovatul și i-au cumpărat cu 100 și ceva. Euro sau nu mai știu ce erau. Gen, mergem în altă parte. Asta ar fi easy mode, știi? Și după aia survival mode, rămânem aici și spargem lemne, facem focul. Înțelegeți? Glumei și noi. Pe ce program e fotbalul? Nu știu. Mai faci Project Zomboid. Bă, nu plănuiesc momentan, dar e chiar tare joc, aș vrea să-l mai joc. Dar necesită mult timp investit, din păcate. Da, cam așa a fost live stream-ul. Noi o să ne auzim mâine cu videoclipuri, noi videoclipuri fresh. Și mâine o să discutăm și despre GTA 6, care e toată situația și ce se mai întâmplă până mâine, că de asta sunt curios. În noaptea asta când noi o să dormim, americanii se trezesc și sunt full la muncă. Și mâine, pac, când suntem noi, se culcă ei, știi? Și vreau să văd cam cum reacționează ăștia de la Rockstar, că ei sunt din California, dacă nu mă înșel. Și acum, noaptea asta, o să reacționeze toată echipa care e la muncă. Și să vedem mâine cam care e rezultatul. Chiar aș fi curios dacă Rockstar o să zică ceva despre situația asta. Dar, da. Bun. Păi, ce să vă mai zic? Noapte bună. Ce culoare au chiloței tăi? Ok, Ana Maria. Așa. Nu m-a întrebat de astea. Noapte bună, vă mulțumesc pentru atenția acordată, vă mulțumesc pentru like-uri, pentru tot tacâmul. Așa, și ne auzim mâine cu videouri freșane. Pooo!